Robert. Da, domnul poliție. Ce scrie aici? Poliția scrie. Mersi. Ce sentință e asta? Cum? Eu sentința în favoarea lui. Ai uitat că eu dau în fiecare zi cu subsanat. Ai uitat că în fiecare dimineață vin gaborii și mă așteaptă la poartă. Vrei să-mi compromit cariera? Ce vrei să fac? Pentru el? Pur și simplu închidești ochii, cum închide toată lumea. Bă, dacă nu e Ioana, e Andreea. Dacă nu e Andreea, e Miruna. Dacă nu e Miruna, ești mai știu ce altă femeie. Uită-te în ochii mei și spune-mi atât. Tu mă iubești? Mă mai iubești măcar un pic? Iubirea este cu adevărat sentimentul suprem. Pentru că atunci când iubești, vezi frumosul din cel de lângă tine. Dar când din cauza iubirii îți pierzi rațiunea, ajungi să transformi orice defect al partenerului, orice trăsătură a lui clar negativă, în virtute. Ei bine, din acest punct poți deveni vulnerabil și ești expus manipulării. Robert și Ioana sunt împreună de mai bine de 2 ani. El om de afaceri, ea fiică de judecător. Teoretic, niciunul dintre ei nu ar trebui să aibă grija zilei de mâine și ar trebui să fie preocupați doar de felul în care își vor construi fericirea. Dar fericirea este departe. De curând, viața lui Robert s-a complicat. În urma unor nereguli economice, a fost inculpat și găsit vinovat de o amplă evaziune fiscală. Bărbatul a fost nevoit să restituie prejudiciul de sute de mii de euro și, în plus, a fost condamnat. Recunosc. Am înșelat statul român, am făcut evaziune fiscală și mi-au dat 3 ani de închisoare. La recurs, am primit în loc de 3 ani de închisoare multe ori în folosul comunității. Robert! Robert! Haide, stai haide, un pic! Robert, ce haide. S-a întâmplat? Promit că o să te scap, o să te scot, o să văd cum fac. Să vorbesc cu tatăl meu, să fac cumva. Ai făcut suficiente. Robert. Am plătit o amendă de 300.000 de euro. Am vândut tot, echipamente, sediu. Sunt la sapă de lemn. Iar 5 ani de zile sunt pur și simplu la dispoziția lor. Sentința a fost dată, nu-mi rămâne decât să-i urez spor la treabă. 500 de ore, zi de zi, alături de el voi fi. Nu știu ce nu ai ce să faci, ai făcut suficient. Domnișoară, nu, lasă-mă. Domnișoară, vă rugăm să ne lăsați să ne facem treaba. Vă rugăm frumos. Te rog și 2 minute, te rog, iubita mea, te rog. Înțelege-mă și tu. Doar 2 minute. Nu ai ce să faci. Ai făcut suficient, lasă-mă să mă descurc. Du-te acasă și așteaptă-mă liniștită. Crede-mă. O să mai vorbesc o dată, să văd dacă pot. Decizie să luată. Am sentința dată. Omul ăsta lângă mine mă așteaptă. Haideți, haideți, vă rog, nu haideți. Nu ai ce să mai faci. A greșit? Să plătească. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Eu știu că a greșit. Dar asta nu înseamnă acum că el trebuie să fie tratat ca ultimul hoț sau ca ultimul criminal. Mi-am plătit datoria, da? Am recunoscut că am greșit. Și uite, uite ce pățesc. Uite unde am ajuns. Uite ce se întâmplă. Haideți, haideți, vă rog, haideți. Nu pot să mai stau. Promit că o să se rezolve, promit. Ai, ai grijă de tine. Du-te acasă. Promit că o să rezolve. Haideți, vorbim, du-te acasă. Vă rog, ca să nu fie alte probleme. Vă rugăm să ne lăsați. Gata, uite, sunt gata. Acum asta al tău. Datorită intervenției Ioanei, faptele lui Robert au fost judecate de tatăl fetei, lucru de altfel interzis de rigorile magistraților, dar la insistențele fiicei, tatăl judecător a riscat, făcând în așa fel încât să-i revină judecarea cazului. Astfel, Robert a scăpat de condamnarea cu executare, însă fapta a fost atât de gravă încât totuși el nu putea ieși basma curată. Chiar dacă a primit o pedeapsă extrem de blândă, Ioana nu vrea să-l vadă pe iubitul ei muncind 8 ore pe zi la dispoziția autorităților. De aceea vrea să-i forțeze mâna tatălui ei, judecătorul Romanescu, pentru ca acesta să găsească o cale de rejudecare a cauzei. Tată! Ce, Ioana? Ce ai făcut? Ce am făcut? Păi cum l-ai ajutat tu pe Robert? Păi l-am ajutat cum am crezut că e mai bine. Cum adică cum ai crezut că e mai bine? Ce sentință e asta? Cum? Eu sentință în favoarea lui. Cum e în favoarea lui? Că după ce a vândut tot și a plătit toate datoriile, toate amenzile, ce sentință e asta? De ce trebuia să-i dai treaba asta? I-am dat ce am considerat că e mai bine. Vrei să-i dau pușcărie? Vrei să-i dau 3 ani de pușcărie?
cum pușcărie? Nu, dar omul dacă și-a vândut tot și-a plătit, ce sentință e asta? Trebuia să primească o pedeapsă. Trebuia să primească o pedeapsă. Eu cred că 500 de ore muncă în folosul comunității mi se pare o sentință rezonabilă. Ce pedeapsă e asta? Haide, lasă că au scăpat alții mai ușor. Ce pedeapsă e asta? Mai ales că până la urmă doar știm prea bine despre cine este vorba. Tu ai fi vrut să-l bagă în închisoare? Nu, în pușcărie? Nu, trebuia să-l scap de închisoare și de orice, nu? Ai idee ce se întâmplă acolo în închisoare? Tata ar fi trebuit să tragă mai multe spor, dar am impresia că el nu vrea să mă ajute de fapt. Fică mea crede că n-am ajutat-o, dar culmea e că am făcut pentru ea mai mult decât trebuia. Da, hai mă, tata, nu putem să facem ceva, haide să-l scăpăm, hai! Trebuie să facă neapărat muncă în folosul comunității dacă a achitat... Măi, Ioana, gândește-te că trebuia să-i dau ceva, nu pot să mă compromit așa, mai ales că e vorba de tine, e vorba de el, e păi situația care o aveți. Păi și nu i-ai dat că a vândut toate utilajele și tot ce însemna sediu și tot ce a plătit. Cum adică nu i-ai dat? Sunt alții de nu dau bani înapoi la asta niciodată. Eu tot rămân la concluzia că am luat cea mai bună decizie și gata. Am crezut și eu, ca toți ceilalți, cum e țara asta, că dacă evit să fac niște plăți, o să-mi fie și mie bine. Dar nu mi-e bine deloc. Am pierdut tot. Tu ai fi vrut să-l vezi într-o celulă cu 15 inși? Tu știi ce înseamnă închisoarea pentru om? Nu știi, nu? Nu știu și nici nu vreau să știu. Tu știi cum transformă omul pușcăria? Face neom, îl face. Eu cred că munca n-a stricat, n-a făcut rău nimănui. Iar și aici două de zile cât i-am dat, o să treacă destul de repede. Mai lasă, că se mai învață și el cu munca, cu asta. Ei, hai, lasă, că nu i-ai dat muncă de birou să semneze acte 62 de zile și au trecut. Știi prea bine. Deci eu cred că am făcut ce era mai bine pentru el. Făcut ce ai mai bine. Mai gândește-te un lucru. Puteai să faci mult mai înseamnă, mult, dar n-ai vrut, asta cred. Știi ce înseamnă pușcăria? Înseamnă că nu, nu poți să-l vezi. Înseamnă că n-ai dreptul decât la pușcărie ca să știu ce înseamnă. Înseamnă că n-ai dreptul decât la jumătate de oră să-l vezi. Și în plus de asta n-ai dreptul nici la de-astea vizite conjugale, că nu e soția lui. Eu cred că am luat cea mai bună decizie. Și am făcut-o pentru tine. Și pentru el. Cred că va trebui să-l pun pe tata să aleagă. Ori el, ori eu. Simplu. Robert e cu 10 ani mai mare decât fiimea. E unul cu toate alifiile. Dar pentru fiimea n-am ce face, trebuie să închid ochii. Măi, tată, hai te rog frumos, hai să-l ajutăm. Hai să facem ceva, orice, un... Ce știi tu? Un recurs, un apel înainte de recurs. Ce știi tu? Ioana, mă știi că sunt un om corect, da? Mă știi că aplic legea. Nu pot să mă joc cu asta. Păi și prin lege, că apel sau recurs, asta e lege. Facem cumva. Asta treaba mea, să se ocupe avocatul dacă vrea. Eu am dat sentința pe care am considerat-o de cuvință și gata. Eu cred că e cel mai bine pentru el. Da? Știi ceva? Hai să mergem acasă și mai discutăm acolo, că aici în mijlocul străzii nu se poate. Până la urmă, la o medie de 8 ore pe zi, 500 de ore de muncă în folosul comunității înseamnă puțin peste 2 luni. Așa ceva nu se poate compara cu 3 ani de detenție. Dar, într-adevăr, pentru cineva care nu a muncit fizic toată viața, un asemenea program poate deveni un calvar. Așa. Haideți, 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 băieții, haideți, vă rog, haideți, așa. Așa, ușor, dar totuși ferm și sigur, ok? Bun. Haideți. Așa, frumos, frumos. Parcă așa un pic cam timizi când era să dați din pix, dar mă rog, asta e o altă discuție, instanța a dispus. Să punem mâna pe unelte, că doar nu vreți să le pun eu, da? Să pun eu mâna. Dacă încep să pun eu mâna, nu e bine. Așa, dar pe ăsta nu pot să-l iau. E, nu pot să-l iau. Dar alte lucruri poți să faci? Mi s-a dovedit. Domnul polițist, am discopatie lombară, nu pot să-l iau. Discopatie sau nediscopatie, domnule dragă, te rog să-l iei. Ia încearcă, iau. Ce frumos, bravo, îmi place. Haideți, fetelor, vă rog, poftiți, poftiți. Așa, elegant. Ăștia nu știu ce este munca, dar o să învețe. Decât la pușcărie, unde e viața grea, mai bine aici și dau la sapă. Hai așa, scoateți vă rog frumos tot din mașină. Așa, haideți, haideți. Haideți. Vedeți, de când ne naștem, timpul trece în defavoarea noastră. Eu eram toată ziua, haideți să-i dăm drumul, da? Hai, așa, frumos, elegant. Bravo, ușor și la mașină. Asta este muncă. Târnăco, sap, lopat, cazma. Eu știu că sunt vinovat, dar nu mă gândeam că o să pun mâna pe asta. Se văicăresc ca niște muieri. Dar le arăt eu lor ce înseamnă munca cu adevărat. Așa, ușor. Bun, în primul și în primul rând, casmaua. Robert, fii bun și ia de la colegul tău casmaua, te rog. Așa, foarte frumos.
Îți explic imediat. Pă cum vedeți, frunzișuri, verdețuri, uscăciuni. Nu vreau să vă zic că și voi sunteți cam așa în societate, pentru că am convingerea că vă veți îndrepta. Orice lucru are și opusul lui, și anume eu n-am folosit așa ceva niciodată. N-are instrucțiuni de folosire, ce să fac cu ea? Hai să încercăm să vedem mai în stânga cu ce începem. Deci eu vreau un șanț. De principiu eu vreau un șanț, dar până la șanț evident că trebuie să curățați, nu? Corect. Corect, pentru că nici voi n-ați furat în mizerie. Ați furat curat. N-ați auzit de drepturile omului, nu-i așa? Păi dacă mă doare spatele, vorbesc cu avocatul meu, că nu e posibil să faceți asta. Alo? Alo? Robert? Da, domnul poliție. Ce scrie aici? Poliția scrie. Mersi. Drepturile sunt eu, dar tu știai că ai avut drepturi, cât și obligații corelative. Bun, asta este. Tăcerea este un răspuns. Aici nu sunt de vorbă prea multă, ci de execuție. Vreau Germania să fie pistol cu apă. Vreau să văd ordine, disciplină, tot ce trebuie. Și sunt convins că puteți face o treabă foarte bună. Nu e așa, fetelor? Bun, să-i dăm drumul. Majoritatea s-au născut în bani, au trăit în puf și nu știu să dea cu lopata. Recunosc, am trăit în confort, în puf. Nu știu ce e munca fizică, dar nu trebuie să poarte așa cu mine. Suntem oameni până la urmă. Hai, Robert, hai, hai mai cu viață, hai, tată, hai, că parcă aveai alt debit la încheietură când semnai. Hoț! Hoț! Tu știi că ce înseamnă asta? Aici e blocul pe care l-am construit eu și oamenii sunt fericiți și ăsta e parcul pe care eu l-am gândit, e, vezi, nu știi? E, vezi că poți să faci și lucruri frumoase? Aș, Robert. Da, domnul polițist. Ți-am pus o steluță, sincer, ești favoritul meu, chiar îmi place. Dar dă-i, tată, drumul, că n-avem pe cuvânt. E și noră pe cuvântul meu, dom. Dar e pământul înghețat, v-am spus, și mă doare spatea. Am discopatie lombară, mi se rup vertebrele. Nu pot să sap șanțul ăsta. Dumnezeule mare, ce mă fac eu cu voi? Ce mă fac eu cu voi? Mâinile mele sunt fine. Nu sunt făcute de muncă din asta. Eu tot ce am făcut, am făcut din pix. Când a fost în interesul vostru, îmi plăcea. Știați ce să faceți, știați cum să percutați. Acum, ușor amorțiți. Nici o problemă. Vă dezgheți eu imediat. Cât o să fie ei pe mâna mea, untu scot din ei. Ahaharara, ce frumoasă-i viața. Robert, ce faci? Ce faci aici? Ce faci, mai sapi? Aoleo, asta te-a pus să faci să sapi? Ce deci și-a bătut joc taică-tă de mine. Uite și tu ce m-a pus să fac. Am plătit datoria și uite-te și tu unde ce-am ajuns să fac. Tu ce faci aici? Am venit să-ți aduc niște mâncare. Ți-am adus niște sushi, cum îți place ție. Alo, alo! Ce aveți, domnul polițist? E iubita mea. Ce s-a întâmplat? Domnișoară! Da. Ce înseamnă asta? Domnișoară, acesta este un condamnat. Dar ce aveți, domnul polițist, că n-a venit cu droguri, cu băutură, a venit la mine, nu înțeleg nu ce aveți cu ea. Nu vorbi peste mine. Domnișoară, da. Acesta este un condamnat. În acest moment se respectă o sentință dată în țara românească, în acest stat. Am venit la iubitul meu, Robert e iubitul meu. Robert este iubitul dumneavoastră în timpul liber. Nu acum. Acum se ispăsește o pedeapsă. O pedeapsă pe care cred că vă bucurați să o aibă domnul, așa zisul domn Robert. S-a adus să bucure. Da? Pentru că se poate și mai grav, mai ales că dumneavoastră, domnișoară, dacă spuneți că îl iubiți, îi îngreunați situația. De ce? Pentru simplu fapt că nu-l lăsați să-și facă treaba. Are o pedeapsă de ispășit. Asta nu este benevol. Treaba este când o spun eu că se încheie, eu reprezentând statul. Aceasta este uniforma statului, cuvântul meu este ordinea. Eu înțeleg că domnul polițist trebuie să ne păzească, da, putea să fie și el mai om. Eu înțeleg că a greșit. Orice om greșește, nu? Dar trebuie să mai fim și oameni. Eu nu am venit să-l țin din treabă, am venit să-i aduc ceva de mâncare. Hai să mănânci niște sushi. Mulțumesc mult. Domnule. Și mai ai niște... Domnișoară! Da. Am fost foarte clar cu dumneavoastră. Vă rog frumos în acest moment să părăsiți perimetrul
și să-l lăsați pe domnul Robert să-și mâncare, domnul polițist. Nu mi-a adus nimic, uitat, e doar mâncare, n-am voie nici să mănânc. A ce e aici, comunisme, pușcărie? Mâncare vei avea la pauza de masă, așa cum și ceilalți colegi care prea bine își fac treaba. Dar ce treabă am, domnule, cu ei? Ai treabă cu ei pentru că sunt colegii tăi și toți respectă o lege. În intervalul 8-16 trebuie să facă exact ceea ce îi spun eu. Muncă în folosul comunității. Ca să nu avem probleme, vă rog frumos, în acest moment, să părăsiți perimetrul. Deci, el are un anumit program de respectat și chiar nu vreau să-i îngreunați situația cu atât mai mult și a mea, care există în acest moment. Și ca să fim rezonabili și să vă arăt că sunt băiat cu dumneavoastră, puneți și dumneavoastră o mască. Ei, eu, toată lumea poartă mască. Dumneavoastră, de ce nu o faceți? Du-te la mașină și ai grijă de tine. Hai, te pot. Avem dovadă. Puteam să vă amendez. Grijă, mă. Te țin uman, domnul polițist. Iubita mea, ce a făcut? Ce a făcut? Tu ce ai făcut? Tu nu-ți respecti? Mi-a adus mâncare. Las-o pe ea. Tu trebuie să-ți faci treaba. Dar am muncit, domnul polițist. Eu când pot să mănânc? Am muncit, uitați, am muncit. O să mănânci. O să mănânci la pauza de masă. Până atunci, muncă! Păi la așa ceva, eu nu m-am gândit. Cum să-i se confiște mâncarea? Dar cel nu are drepturi? Tatăl Ioane nu m-a plăcut niciodată. A vrut să mă scoată din viața ei și m-a aruncat aici, în haznaua asta. Sushi, a? Sushi, guriță! Sushi, buză dulce, sushi. Dar pe ce cai mari? Uite-mă, n-a mâncat gura mea în viața mea sushi. După ce a scăpat de pedeapsa cu executare, Robert resimte nedreptățile care, din punctul lui de vedere, îi se fac. Sigur, atitudinea polițistului supraveghetor este la limita abuzului, dar dacă nu prin închisoare, cumva trebuie să plătească și infractorii. Era să uităm, domnule polițist, vă urăm oftă bună, dar nu cumva aceea este mâncarea lui Robert? Nu mai contează. Deși știe că Robert este vinovat, Ioana nu se poate împăca cu actualul statut al iubitului. În plus, nu pare să înțeleagă că tatăl ei a făcut maximum posibil, riscându-și cariera de două ori, odată prin judecarea cazului unui apropiat, lucru interzis în magistratură, și a doua oară prin sentința foarte blândă pe care a dat-o. Ce faci, tati? Nu, ce să fac, nu vezi, mănânc. Da. Auzi, vreau să te rog și eu ceva. Ce s-a întâmplat? Păi, legat de Robert. Știi? Ce-i cu Robert? Păi astăzi m-am dus să-l văd. M-am dus să-i duc și eu. Cum adică te-ai dus să-l vezi? M-am dus să-l văd ca să-i duc ceva de mâncare. M-am dus să-i duc ceva de mâncare. Cum adică? Ce-am făcut? Fată, tu conștientizezi ceea ce faci? Cum adică te-ai dus așa pur și simplu să-i duci de mâncare? Păi știai unde ești, știai? Cum? Păi da, că am vorbit cu el. Ai luat legătura cu el? Da, i-am scris mesaje și m-am aflat locația și m-am dus până la el să-i duc ceva de mâncare. Mă, fată, tu îți dai seama ce faci, că poți să-mi creezi probleme? Cum să te vezi cu el? Știi că n-are voie să se vadă cu nimeni. Da, în fine, și nu despre asta voiam să discut. Taică-mi mă scoate din minți. Am înțeles, nu-l place și nu l-a plăcut niciodată. Dar nu trebuie să-l placă el atâta timp cât noi ne înțelegem. Trebuie să recunosc. Atâta timp cât omul ăsta a înșelat statul, a făcut ceea ce a făcut, pentru mine nu reprezintă nimic. Mie milă de el, măi, tată. Îl iubesc atât de mult. Cum să-ți fie milă de un om ca ăsta când a făcut ceea ce a făcut? A făcut, da. În loc să zici mersi că am făcut ce am putut ca să nu intre în închisoare? Ce ai făcut? Ce am făcut? Am dat o pedeapsă mai ușoară. Ce pedeapsă mai ușoară? Vrei să vezi în pușcărie? Iar avem discuția asta? Mi se pare că tu n-ai făcut nimic pentru el. Hai, serios acum, cum adică n-ai făcut nimic pentru el? Vrei să-l bagi în închisoare? Cum? De ce să-l bagi în închisoare? Pentru ceea ce a făcut, că e vinovat. Păi l-ai ruinat oricum, eu am înțeles, da, a greșit. Da, trebuia să plătească bani, dar l-ai ruinat oricum. A dat banii aia înapoi, pentru ce trebuia să mai întâmple asta? Din punctul meu de vedere, viitorul meu, ginere, și sper să nu fie așa, o duce cu zăhărelul pe fime. Și sper să-și dea seama și ea. M-am dus acolo și l-am văzut să pun șanțuri. Își bat ăștia joc de el. I-am dat mâncarea frumos, i-am luat niște sushi azi, i-am pus mâncarea în mână și polițistul a venit și a luat-o. Eu nici nu cred că omul ăla a mâncat astăzi, de fapt.
Deci tu crezi că în închisoare era mai bine? Da, era mai bine, că primea oricum 2 mese cald. Eu sunt sigură de treaba asta și stătea și te uita la televizor, îți garantez de treaba asta. Oricum, nu vreau să zic că închisoarea era o variantă mai bună. Ce vreau să zic e de fapt că tu oricum n-ai făcut nimic pentru el și că poate încercăm să facem și noi ceva de acum. Tu nu înțelegi că nu pot să mă compromit? Dacă se află că are legătură cu tine și cu viitorul meu ginere, posibil, viitorul meu ginere. Cu atât mai mult. Păi cu atât mai mult. Tu vrei să-mi compromit cariera? Ce vrei să fac? Pentru el? Pentru un om ca ăsta? Nu. Îmi pare rău, nu fac chestia. Dar nu-ți compromitai cariera, asta e ideea. Dar ce făceam? Pur și simplu închideai și tu ochii, cum închide toată lumea. Dar nu pot să fac chestia asta, eu sunt un om corect, toată viața am fost așa, mă știi foarte bine, eu nu fac chestii din astea. Eu nu mă joc cu legea. Ei, nu faci, da, n-ai vrut să faci pentru el, mai bine zi, lasă că nu vrei să faci. Dreptate, tata și dreptatea. Toată lumea închide ochii acum la orice, numai el ține musai să facă dreptate. Măi, tu înțelege că i-am dat ceva ușor, nu puteam să... Dacă vrei să ajungă în pușcărie, cu atât îți repet asta. Omul a trebuit să dea ultimul șfan și a vândut tot și casă și tot, las afacere, și a vândut tot ca să dea banii înapoi și acum l-ai trebuit să facă muncă comunitar. Credea că scapă basma curată sau ce? Dar nu, dar tocmai că n-a scăpat basma curată. Omul a dat banii înapoi. Câți oameni în ziua de azi care fac evaziune sau orice altceva mai dau banii înapoi? Câți? Foarte mulți care fac evaziune, intră în pușcărie. Intră în pușcărie. Zi mersi că a scăpat numai cine cu atât. Cine vrei tu intră în pușcărie? Aia e ideea. Aici eu doar aplic legea, da, Ioana. Aplici legea. Aplic ai legea. Aplicat-o cu vârși îndesat și la el, că asta încerc mereu să zic. Tu închepăți că omul ăsta putea să stea în pușcărie 3 ani de zile. Ce făceai tu atunci? Ce am făcut eu pentru fiica mea? Mi-am încălcat principiile. M-am pus într-o situație jenantă la serviciu față de colegi și fiimea tot ea e nemulțumită. Eu aplic legea, să știi. Nu mă joc. A, mă lași, am văzut cât ai aplicat. Da. Ioana, nu vreau să te mai vezi cu Robert. Până nu-și termină cele 500 de ore de muncă în folosul comunității, nu te mai vezi cu el. Și gata. Nu poți să mă compromiți așa. Într-adevăr, intuiția noastră a fost corectă. Iubindu-l foarte mult pe Robert, Ioana nu are cum să înțeleagă principiile tatălui, pe care oricum acesta și le-a încălcat deja flagrant. De acum, doar timpul poate să-i rezolve problema lui Robert. Chiar dacă totul este la limita suportabilului, bărbatul face față deocamdată, iar noi rămânem la părerea că Robert a scăpat foarte ieftin. El să fie oare de aceeași părere? Haideți, haideți, vă rog. Haideți că ne apucă noaptea. Asta oricum e program de gravide. Haideți, mă băieți, haideți mai cu viață. Hai, așa. E în regulă. Hai. Așa, așa. Bravo, merge. Dă-i, dă-i, dă-i. Dacă eram eu la putere și puteam să dau eu legi, 16 ore îi puneam pe ăștia la muncă. Bună ziua. Bună ziua! Că tot e pauza de masă, m-am gândit să vă aduc un termos cald. Vă rog! Vă rog, în primul rând, cine sunteți? Așa, din Neant? O fi bună, într-adevăr, dar totuși, vă rog frumos! Nu contează cine sunt, important e că sunt aici. Scopul scuză întotdeauna mijloacele, nu? Să fie clar, eu nu sunt om de vânzare, mai ales când port haina pe care o am. Unișoară. Vă rog, luați-l. Mi-e teamă că nu pot chiar așa. În primul și în primul rând, eu sunt în timpul serviciului. Nu vă cunosc și în al doilea rând, aici se desfășoară o pedeapsă. Înțeleg. Se ispășește o pedeapsă mai exact. Păi oamenii care ispășesc o pedeapsă și fac anumite mânci trebuie să mai și mănânce, nu? Că altfel nu au energie să facă treaba. Lăsați la latitudinea mea, știm prea bine. Eu respect o procedură foarte bine. Haideți, vă rog frumos, acceptați tot ce am adus, că sunt porții pentru 10 persoane aici. Și mi-a șoptit o păsărică că vă place carnea de vită, așa că eu zic să nu mai așteptați și să o luați, că e încă caldă. Domnișoară, de la cine v-a trimis? Să zicem că șeful meu m-a trimis, o să vi le las aici. Sunt porții pentru toată lumea. Cine m-a trimis puțin contează, important este scopul. Acum să fim serioși. Oricărui om e foame la prânz. Din punctul meu de vedere, cu toate că poate la prima vedere pare a fi un gest deosebit, nu se pretează principiilor mele. Din punctul meu de vedere, cred că și oamenii legii sunt oameni până la urmă și dumneavoastră nu păreți atât de rău. Așa că eu vă las cu drag tot ce v-am adus. Rău, dar bun. Sau bun de rău. Chiar vă rog să vă bucurați de
de mâncare, am adus și apă, ceai cald, cafea și cred că o să vă fie de folos. Vă rog frumos, eu nu pot să accept așa ceva. Haideți, nu fiți rău. Nu, îmi pare rău, dar nu pot să accept așa ceva. Vă rog foarte mult, chiar le-am adus cu mare drag pentru dumneavoastră și oamenii de aici. M-am prins eu acuie mâna, dar ar trebui să înțeleagă. Cu mine niciodată nu o să-i meargă. Din experiența mea, nu există om corect în viață. Tot se cumpără, dacă se vrea. Contează preț. Domnișoară, nu pot. Deci nu pot așa ceva. Să fiu... Vă rog, deci nu se poate. Haideți, vă rog frumos, considerați-o o pomană. Știți cum e vorba aia, dar din ar se face rai. Nu există așa ceva. Eu totuși am să le las aici și sper să vă bucurați de ele. Așa că vă doresc mult spor. Nu știu ce faceți dumneavoastră, eu nu mă bucur decât ceea ce am depus, și anume jurământul, da? Nu primesc pomeni. Autoritatea statului nu primește pomeni, iar cei care sunt aici trebuie să plătească pentru ceea ce au făcut, ok? Hai să fim serioși. O mână o spală pe alta și amândouă spală fața. Sunt și ei oameni. Haideți, fiți serios. Cine e fără de păcat pe lumea asta? Și mă uit în ochii dumneavoastră, chiar cred că aveți un suflet bun. Sufletul-i suflet, legea este lege. Luați astea și mulțumesc, o zi bună. Și eu vă mulțumesc și vă urez poftă bună. O zi frumoasă să aveți, la revedere. La revedere. Așa, așa, e bună pomana, nu? Să ai poftă. Ciudată apariția misterioasei domnișoare, dar până la urmă o băutură și o mâncare caldă la prânz sunt mult mai bune decât un sandwich, mai ales dacă e de pomană. Însă curiozitatea noastră se îndreaptă către frumoasa și binefăcătoarea femeie pe care o cunoaștem în curând. Dumneata ești pasibil de închisoare. Cum adică să fac închisoare? Dacă făceai pușcărie, era mult mai bine. Poftim? Da, mă, frate, te ajutam eu, făceam cumva, stăteai și tu singur, aveai televizor, 3 mese pe zi, făceai sport. Un echipaj de salvare este exact în fața domiciliului dumneavoastră. Deci tu nu înțelegi că dacă mă localizează, că eu sunt în altă parte, adică ei nu cred că văd aparatele vieții, că nu sunt aici, la domiciliu. Băi, nu înțelegi că dacă le zici că ai COVID, ăștia nu mai vin aici? Tu m-ai înșelat pe mine? Mă, uită-te la mine că vorbesc cu tine! Tu ai înșelat pe mine! Ce nu-i adevărat? Nu-i adevărat! Ce nu-i adevărat? Între timp, ziua de muncă a lui Robert s-a terminat, iar el se întoarce acasă, unde este foarte bine primit. Ce-s cu astea? Ce să fie? Suntem și noi un pic romantici. Tu cred că glumești. Deloc. Ce romantic a fost polițistul astăzi cu mine, cu barosul vieții. Aole. Tot umorul ăsta mă doare. Da, recunosc. Joc la două capete. Bine, adevărul e altul, că cu Monica sunt într-o relație de vreo 3 ani de când am firma. E directoarea mea economică și de la una alta am ajuns la alte lucruri. Hai, lasă. Nu mai simt degete. Cred că am pământ și în barbă și în chiloți. Dar ce-ai făcut? Ai săpat cu dinții? Săpat cu sapa, târnăcop, nu știu, săpăligă, vieții, nu știu, baros, chestii, nu mai. Păi, mai știe cineva cum ne zice? Când aveam fabrică, le comanda pe net. Cine le comanda, nu l-am cărat în viața mea, l-am ținut în mână. Poate-ți ăsta ceasul. Bine că ai ceas smart. Cine mai dă la lopată cu ceas smart? Da, nu știu de că nu l-a văzut, că l-am ascuns. Lasă, că așa mai faci și tu, mușchi. Ce mușchi să fac? N-ai văzut cum era barosul ăla trăiția? Deci era de dor cât mine. De ce nu ai, Doamne? Bune, deci zici că-s la țară, frate, zici că sunt ca la... Canalul Dunăre, Marea Neagră, ești nebun, zici că m-a pus... A trebuit să combinația așa cu Ioana ta, cu tot, și ce cu tasul, și tu? Cu... Păi ce să am? Uite-te și tu, stai și... Ce să fac pușcărie? A crezut că face mare acusarea și uite cu ce s-a ales. A pierdut și firma, lucrează și în folosul comunității și mi-a mai făcut și mie probleme. Dragul meu, dacă făceai pușcărie, era mult mai bine. Poftim!
Da, mă, frate, te ajutam eu, făceam cumva, stăteai și tu singur, aveai televizor, 3 mese pe zi, făceai sport. Eu veneam o dată pe lună la tine, firma mergea în continuare. Unde mai pui că luai și bani, mai mult decât iau copiii alocație, tu-ți dai seama? Tu te auzi cum vorbești, păi și nu era mai bine păi să scap? Lasă-mă, frate, că mă enervezi pe bune, niciodată nu m-ai ascultat și n-ai făcut cum ți-am zis eu. Când ai făcut cum te taie capul, uite unde ai ajuns, sclav pe plantație. Și mai vine și mironosița asta să ne facă zile negre. Da, pur și simplu, da. Mai suport. Monica e o fată deșteaptă. A înțeles și m-a acceptat așa cum sunt. Ioana e o fată tânără și am putut să o manevrez cum am vrut. O duce cu zăhărelul de 2 ani pentru că știe că are probleme cu firma și e tăticul în spate. Da, mă, dar am zis că dacă taică sunt judecător, scăpam de tot. Înțelegi, rămâneam și cu bani și cu aia și cu aia, scăpam de cu toate. Nu stăteam în pușcărie ca pușcăria și ce televizor și ăsta. Eram și eu liber, mergeam în Maldive, mergeam pe acolo. Am încercat ceva și a ales... S-a ales praful, zic eu, asta s-a întâmplat. Judecătorul cu tot. Acum ce faci? Firmă nu, bani nu, sclav ești? Și bă, mai ții și pe asta să devine pe aici, pe acasă. Măcar lasă-mă să mă odihnesc, măcar atâta lucru. Dar nu mă aștept că mă bazi la cap. Nu te bate nimeni la cap, dar mai ascultă-mă și pe mine câteodată. Și scap odată de asta. O să scap, îți dai seama că scap de ea. Să vină prima oară, să vină și scap cu prima ocazie. Ce crezi? Eu cred că tatăl Ioanei este de vină pentru tot ce pățesc acum. Nu m-a suportat niciodată. El m-a săpat. Ia uite ce mușchi ai. Alții dau bani la sală să se facă așa. În 2 săptămâni ești numai pachetele. Noroc ești tu bine dispusă la ora asta. Ce mai aș face eu? Că vede că ești fată deșteaptă. Ce mai aș face eu cu tine? Oh, sunt și mai deșteaptă de atât, dar tu nu mă asculți. Hai să-ți fac un masaj, că ești bai de capul tău. Înțelegem că adevărata iubită a lui Robert este Monica, directoarea economică a firmei care i-a dus atâtea probleme. Masajul femeii mai alungă din stresul situației prezente, dar tot în prezent există și Ioana, care chiar dacă nu este iubita adevărată, îl iubește cu adevărat. Facem ce facem și utilizăm atât de des acest substantiv drag nouă, adevăr, cu toate derivatele lui. Sună la poartă. Repede, repede, fuguța! Hai, Doamne, că nu mai veneai odată, cât mai... Ce e cu tine aici? Ioana, ce e cu tine aici? Știi că n-ai voie. Uite, uite, vezi duba de poliție? Ai văzut unde ai parcat mașina? Da, n-am avut loc să parchez ei. Vrei să ai probleme? Vrei să ne faci probleme? Dar spune-i naibii odată adevărul, ce e atât de greu? Eu am declarat că nu primesc pe nimeni, că nu vorbesc cu nimeni, că nu interacționez cu nimeni în perioada când se întâmplă ancheta asta. Mi-a așa o milă de el. Auzi, acum asta nu poate ieși nici din casă. Eu nu înțeleg ce fel de lege sunt astea și pentru ce. Nu știu la alții cum este, dar eu chiar sunt fericit că a venit pandemia. Că nu știu cum o scoteam cu Ioana să scap de însurătoare. Tata te-a pus să mă ții la distanță? Ioana, știi bine că te iubesc, dar vreau să fac lucrurile să funcționeze. Vreau să nu ai nici tu probleme, nici el probleme. Dar uită-te la mine când vorbești cu mine, de ce te uiți mereu în jos? Te-a pus tatăl meu să faci asta? Pentru că nu vreau să ne vadă cineva. Dacă apar poze cu compromițătoare, dacă o să ai probleme, nu vreau să vă fac probleme. Pentru că tocmai că țin la tine, dar să nu vreau să te las să intri în casă. Bine, bine. Hai că vă oricum te-a pus să-ți înveți poezia foarte bine. Mă pup și pe mine sau nu? Nici măcar atâta. Nu o să fiu țăran să-i dau papuci, că nu merită. Dar o să păstrez distanța, o las să înțeleagă singură, sper să se prindă că nu mai are ce să caute la mine acasă. Asta a făcut tot timpul. O duce cu zăhărelu, crezând că va obține ceva. Dar după cum se pare, nu se întâmplă nimic. După ce a scăpat de încurcătura cu Ioana, Robert se întoarce la muncă. În fiecare zi, până ce a ajuns la jumătatea celor 62 de zile pe care trebuie să le ispășească, dar încet încet oboseala își spune cuvântul și diminețile sunt din ce în ce mai greoaie. Leu, dacă mai aud odată alarma aia... Ți-am luat telefonul pe geam. Lasă-mă 5 minute, că s-o băsim, mă dau spatele de omor, am un prieton. Asta zici de 30 de zile în continuu, hai, trezește-te. Mai stau 5 minute, lasă. Nu-mi pleacă nicăieri câmpul ăla de omor. Mai stai aici 5 minute, haide.
Lasă-mă că nu pleacă nicăieri câmpul ăla acolo. Îmi doresc spatele, mă, lasă-mă și pe mine. Sunt foarte fericită. De 2 săptămâni am scăpat de Ioana. Sper că a înțeles mesajul și să lase în pace pe Robert. Eu am acceptat târgul ăsta, dar când am aflat că vrea să se însoare cu ea, am tras niște sfori în așa manieră încât să nu se însoare cu ea. Așa că eu sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă. Interesantă declarația Monicăi. Hai, Barosule, trezește-te. Mamă, că vine iar, nu mi-ai văzut ce afară. Trezește-te! Ce ai, mă, femeie, cu mine? Încă am folosit comunității, te cheamă, dragul meu. Hai, sus. Da, bă, duc. Hai că mă trezesc odată cu tine, am program. Păi, ce vrei să fac? Să mă duc în fiecare zi să muncesc în folosul comunității, să mă duc în fiecare zi să dau declarație și să nu părăsesc domiciliul. Aia o să le încalc pe toate trei. Bine, am chef de o zi de pauză. Bun, și eu am chef de niște relaxare. Fii atent cum facem. O sun pe Dana, ne deschide spa-ul meu pentru noi și stai și noi o zi relax. Stai, mă, că nu mă înțelegi greșit. Și eu vreau să mă relaxez, dar stai 2 secunde. Ai uitat că eu dau în fiecare zi cu subsemnatul. Ai uitat că în fiecare dimineață vin gaborii și mă așteaptă la poartă. Ai uitat că în fiecare zi trebuie să raportez unde sunt, îmi urmăresc ăștia telefonul, că mă și ascultă, sunt sigur. Și cum să plec? N-am unde să plec. Ce mă zici că ești inamicul numărul 1? Nu ești terorist? Ăștia fac asta să te sperie. A trecut o lună de zile, le-ai plătit amenda. Ăsta e interesul, să-ți ia banii. Să știi tu că ai simptome de COVID, nu vezi ce se aude la televizor? Ai frisoane, te doare capul, roșu în gât, ai febră. Păi da, mă, Monica, și dacă sună? Dacă mă localizează? Și dacă sună, asta le spui, asta ți explic. Ce nu înțelegi? Păi și tu nu înțelegi că dacă mă localizează, că eu sunt în altă parte, adică ei nu cred că văd aparatele vieții, că nu sunt aici, la domiciliu. Băi, tu nu înțelegi că dacă le zici că ai COVID, ăștia nu mai vin aici? Ce? Da, mă, da. Le zici că ai COVID, un jos și tu la telefon că ți-e rău? Trebuie să învăț eu. COVID? Păi nu mă îmbolnăvesc eu, mă, de COVID și iau tulpinea braziliană mai exotică. Așa tare te sperii? Nu pot să cred așa ceva. Fii atent. Ia, stai așa. Nu te fai, mă, ce te duc? Păi nu m-am pregătit eu, că știam că vine momentul ăsta. Mi-am luat un nou costum de baie. Hai. O sun pe Dana. Păi dacă e așa, ce-ți mai trebuie costum de baie? Dacă tot o face, o facem fără haine. Deci o facem, da? Pentru el, Ioana e o distracție de 25 de ani. Dar pentru mine, ea este un obstacol în calea fericirii mele. Regulile, ca și legile, sunt făcute să fie încălcate sau măcar ocolite, așa. Fără haine. Bravo! Așa te vreau. Bun, să mă pregătesc. Hai, te aștept. Riscantă decizia lui Robert, atras de ideea de libertate. Până la urmă, la munte, aerul e curat, peisajele sunt frumoase, iar pensiunile oferă tot confortul de care cei doi iubiți au nevoie. Dar pentru încă o lună din viața lui Robert, mai face parte un domn polițist foarte zelos. Bună dimineața! Agent Vladimir Dumblavă. Da, imediat îl dau. O secundă. Da, bună dimineața, probabil și pentru dumneavoastră. A, alo. Pentru că nu v-ați prezentat la secție. Da, domnul polițist. Am febră. Poftim? Așa, și dacă e poliția ce? Nu știi ce să zici? Tot eu să te învăț? 38. Cred că am făcut COVID, dar nu știu când. Dacă nu vă simțiți bine, îmi spuneți, mă informați. Nu am putut să vin că mi-e rău, v-am spus, mie... Nu există scuze. Dacă nu mă duc eu la secție, mă ridică ei.
ca pe ultimul infractor, mă ridică de pe stradă. Mi-a dat teama, am simptomele de COVID, o să am chemat să mă testeze. Aveți o procedură prea bine de urmat? Pe care v-am spus-o, v-am trasat-o și trebuie respectată. Niște minciuni sfruntate, baliverne, cu mine nu merge. Eu sunt legea și trebuie să o respecte. Mi-a ieșit pozitiv ăsta pe care l-am făcut pe nas, ăstea, de să iau de pe net, gratuit ăstea. Un echipaj de salvare este exact în fața domiciliului dumneavoastră. Nu e nevoie de ambulanță. Dacă persoana căreia instanța i s-a dispus muncă în folosul comunității nu o prestează sau de bună știință defectos încearcă să elude dispozițiile legale ale instanței, dumneata ești pasibil de închisoare. Cum adică să fac închisoare? Instanța dispune din nou închisoarea. Peste nenorocit pe viață. Domnul, stați să ne înțelege să fim oameni, nu, dar nu am greșit cu nimic. Nu m-am vrut eu să mă îmbolnăvesc. Deci chiar tușesc. Nu există, unde e lege, nu e tocmeal. Deci nu pot să cred în ce m-am băgat. Unde am ajuns din cauza femeilor? Asta îmi trebuie ca scul numai de femei. Dacă am COVID și vă infectez și pe dumneavoastră și pe toți gardienii. La domiciliu nu ești. Te dai rănit! A încălcat protocolul? Va fi sancționat. Eu nu stau la discuții. Ori veniți dumneavoastră de bună voie la secție, ori vă ridicăm noi. Alo? Alo? M-a închis. Și ce ți-a zis? Mi-a zis că îl mint. Și că ori mă prezint la secție, ori vine el după mine și mă ridică. Extraordinar, ce să zic. Dă-mi prosopul, că uite, numai de vina ta mi se întâmplă asta. Ei, da. Gata. L-a sunat poliția, s-a panicat. Se fâstecește ca o domnișoară. Uite, Monica, vezi? Că ai zis că nu te ascult. Uite, te-am ascultat. Că una, că îmi reproșez că nu te ascult. Te-am ascultat și acum mă duc la pușcărie din cauza ta. Trebuie să o sun pe Ioana acum. Unde e telefonul? Ce să faci tu, mă? Să o sun pe Ioana să mă salveze cum... Că taică să o știi prea bine. Trebuie să o sun. Unde e telefonul meu? Unde l-am pus? Băi, băiatule, pe cine vrei tu să suni acum? Păi Ioana vreau să o sun. Să mă salveze. Că poate. Știe. Ei, nu zău, dar n-ai zis tu că ai terminat-o cu ea și că gata, Ioana a dispărut din peisaj? Acum gata, repede la Ioana iar? Ce să facă tasul? Ai văzut ce ți-a făcut? Aoleu, deci nu pot să cred că tu o sun pe asta acum. Poftim, Ioana. Deci nu. Nu! Decât să intru în pușcărie, mai bine mă însor și iau pe Ioana de nevastă. Deci, dacă găsesc telefonul, o sun pentru că nu vreau să fac pușcărie. Știi prea bine că nu vreau să fac asta. Bă, deci dacă tu găsești telefonul ăla și o sun pe Ioana, îți garantez eu că tu ai să faci pușcărie. Vrei să afli adevărul, băiatule? Ei, află că eu nu mai suport situația cu Ioana. Dar ce, mă, toate... Poftim? Bă, dacă nu e Ioana, e Andreea. Dacă nu e Andreea, e Miruna. Dacă nu e Miruna, ești mai știu eu ce altă femeie. Mă, nu ți se pare că mă iei drept proastă? Dar de ce te porți, mă, așa? N-am stabilit că avem relație deschisă. Ce o arzi acum? Bă, băiatule, cum să cer tu pe asta de nevastă? Hai, înțeleg că îți faci mendrele cu unele și cu altele, că ești tu așa mai afemeiat. Da, s-o cer de nevastă, mă? Păi de ce, mă, m-am căsătorit cu ea, dar am cerut-o, adică de când... Bă, nu mă interesează, ai pus problema asta, da? Mie de ce nu mi-ai luat, mă, un inel? Deci chiar nu înțeleg. Monica știa de la început cine sunt, cum sunt, ce tabieturi am, ce vicii. De ce îmi forțează mâna tocmai acum? Suntem de 3 ani de zile împreună. Pe mine de ce nu m-ai întrebat dacă vreau să-mi nevastă? Bă, femeie, dar ce-i cu tine? Ce-s cu visele astea? N-am păi cum adică, mă, eu lângă tine, eu în firmă, eu semnătură, eu îți fac acte, eu fac toate treburile prin casă? Și tu, Ioana, Andreea, Alina și mai mult decât atât, stai, hai să o luăm pe Ioana de nevastă. Că nu vrei să te măriți, că nu știu ce, acum o arzi, că vrei să te măriți și tu, dar o să știu ce-ți dorești tu dacă tu spui că eu nu vreau mărit, ești că mie îmi place așa. Detaliază. Băi, nu mai abera și mai îmi pune vorbe în gură, că n-am zis niciodată treaba asta. Câte am făcut eu pentru el? Și în loc să mă aprecieze pe mine, se întoarce tot la ea, că l-are pe tăticul în spate, tăticul care l-a pus să facă muncă în folosul comunității? După ce că oricum sunt pus la zi de lege, numai criza ei sentimentală mai lipsea acum. M-ai cerut tu de nevastă și te-am refuzat eu? Am zis că o să avem o relație deschisă, dar și te-am acceptat așa cum ești. Corect. Dar toate au o limită. Deci n-ai cum să o ceri pe aia de nevastă și să tot îi ții trena când tasul nu te ajută cu absolut nimic.
Nu mă ajută cu nimic, nu? Cu ce te-a ajutat, mă, că ai ajuns clasă, muncești în folosul comunității? Că dacă mă ascultai pe mine de la început, nu eram în situația asta. Păi, bă, Monica, te-am ascultat. Ai zis că tu ești director economic, că tu le știi cu cifrele cu alea, că m-a ajuns cu documentele. Și tu, hapsân, ai vrut mai mult, mai mult. Ți-am zis, oprește-te, e prea mult, bate la 8. Nu, păi, hai să ce m-a ajutat? Că uite că m-au prins cu actele în neregulă. Dacă m-a ajutat, nu mă prindeau cu el. Adică de ce oară și... Cât să mai risc pentru tine? Adică chiar să ne ducem în cap amândoi? Păi, dar nu te duci, mă duc doar eu, că tu nu te duci nicăieri. Eu fac pușcărie, eu fac ore în folosul comunității. Păi, mai bine ar fi să faci pușcărie dacă mă întrebi pe mine. Că deja mi-a ajuns până peste urechi. Tu chiar nu mai ai control, o sun pe asta iar acum? Parcă scăpasem de ea, acum iar o iei? Deci tu vrei să faci pușcărie, asta vrei tu, nu? Bă, știi ceva? Da, mă, vreau să faci pușcărie. Și crede-mă că ai să ajungi la pușcărie datorită mie. O să fac ce trebuie să fac și o să-mi salvez până la urmă singur pielea. Hai, ieși afară. Lasă-mă că-s nervos. Pleacă! Într-adevăr, pentru încălcarea condițiilor stabilite de instanță, Robert riscă ca zilele rămase nemuncite în folosul comunității să se transforme automat în rest de pedeapsă cu executare. Asta dacă judecătorul, în baza sesizării procurorilor, dispune acest lucru. Cheia este așadar la Ioana, care, într-un final, tot la judecătorul Romanescu va trebui să apeleze. Ioana! Unde e Ioana? Ce treabă ai tu cu Ioana, mă? Ce cauți aici? Am vorbit cu ea mai devreme la telefon, am sunat-o, a zis. De ce ai sunat? Să ne întâlnim, vreau să vorbești ceva cu ea. Tu n-ai ce să mai vorbești cu ea, gata. Tu nu trebuie să te mai vezi cu ea, tu nu înțelegi? Păi trebuie să vorbesc ceva cu ea. Ce să vorbești cu ea, mă, omule? Cu Ioana nu mai există pentru tine, gata, punct. Păi ce am făcut? Deci cum adică? Adică ce ai făcut? Mă întreb pe mine ce ai făcut? Știi foarte bine ce ai făcut. Și de ce ești unde ești? Din cauza de ceea ce ai făcut. Da, dar eu țin la Ioana. Bă, nu mă interesează la cine ții tu. Tu nu ești bun pentru Ioana, tu nu înțelegi? Dar ce spune? Dar stai, de când alegeți dumneavoastră pentru ea? Că e fată, poate să aleagă ea pentru fericirea ei. Iar poate să stea cu un om ca tine, mă, tu nu înțelegi? Dar ce am făcut? Cum ce ai făcut? Mi-am plătit datorile, da? Din păcate, cu tatăl ei nu pot să o dau la întors, e judecător și de astăzi mi-e cel mai frică. Am avut o înțelegere cu băiatul ăsta, da. Văd că intră pe ureche și iese pe amândouă. Ce treabă mai tu cu Ioana? Până nu-ți termin orele alea, tu nu ai ce să te vezi cu ea. Da. Doi la mână, ce cauți tu la mine acasă? Bă, băiatul, eu sunt judecător, bă, tu m-a compromis pe mine, tu nu înțelegi? Nu știam că sunteți și dumneavoastră acasă. În ce scuze, domnul judecător? Eu vreau doar să vorbesc cu Ioana, atât. O, băiatule, tu nu-ți dai seama ce faci? Dacă spunea că sunteți și dumneavoastră acasă, nu veneam. Ce scuze, chiar nu vreau să vă fac probleme. Dar nici așa nu contează că sunt sau nu sunt acasă. Tu n-ai ce să cauți aici. De ce nu ești la muncă acum? Am... De asta am vrut să vorbesc cu ea, că am o problemă și vreau să... Ce problemă ai? Am o problemă. Crezi că te ajută Ioana sau ce? Vreau să vorbesc cu ea, simt nevoia să vorbesc cu ea, pentru că țin la ea și... Bă, dacă țineai la ea, nu făceai ceea ce ai făcut. Dar ce am făcut, domnul judecător? Mi-am plătit datoriile, da? Deci n-am fugit cu banii din țară. Mi-am plătit datoriile. Mă duc la muncă, da? Deci sunt un om corect, încerc să mă îndrept, încerc să fiu un om model, așa cum vreți dumneavoastră să fiu, să dau un exemplu bun pentru fata dumneavoastră. Bă, tu n-ai ce exemplu bun să-i dai? Ce exemplu să-i dai? Dar mi-am plătit datorile, sunt un om... Păi am înțeles că ți-ai plătit datorile, trebuie să plătești. Ai făcut ceea ce ai făcut, trebuie să plătești. Am muncit, am deja 30 de zile muncit. Păi și mai încă 30 de zile. Casmala, la Baros, uitați ce mâine am, deci chiar am fost la muncă. Ce vreți să vă spun mai mult? Dar am o problemă, trebuie să vorbesc cu ea. Nu ai ce să vorbești cu ea și punct, gata. Și te rog frumos să pleci pentru că nu e bine să te vadă lumea cu mine aici, mai ales la mine acasă. Păi dar nu mă vede, dacă mă lăsați păi două minute, vadă? Dar vă faceți că nu m-ați văzut și vreau să vorbesc doar cu un pic cu ea, atât, domnul judecător. Nu ai ce să cauți aici? E clar că vrea să mă compromită. Ce vrea, să-mi distrug cariera pentru el, să intru în pușcărie odată cu el? Nu o să fac asta. Trebuie să mă ajute să scap de pușcărie, eu nu sunt om să stau în pușcărie, nu pot să fac pușcărie. Tu nu înțelegi, bă, ce mi-ai făcut, nu vezi ce mi-ai făcut și ce-mi faci în continuare? Bă, Ioana! Eu mi-am pus pielea în joc pentru tine, bă, băiatule. Și muncesc. Și eu nu vreau să răspund, dar pentru vreau tine, să mă. Vorbesc cu ea. Tu ai ce să vorbești cu Ioana? Pleacă de aici. Nu pleca cu domnul judecător, lăsați-mă puțin să vorbesc cu ea, vă rog frumos. N-ai ce să vorbești cu Ioana și punct. Ioana! Bun, și de ce ai venit acum aici? Deci vreau să vorbesc cu Ioana, vă rog frumos, 2 minute. Bă, băiatule, înțelege, nu mai ai ce să vorbești cu Ioana. 2 minute, pleacă, vă rog, domnul judecător. Ioana! Pleacă de aici, tu n-auzi, n-ai ce să cauți în casa mea. Doar de 2 minute, vă rog frumos, domnul judecător. Ioana! Ioana, treci în casă imediat. Dar lasă-mă un pic în față. Ioana, cum să te las, treci în casă, am zis. Da, sunt bine, am problemă. Ce problemă? Sunt între Ciocan și Nicovală. Tatăl meu, iubitul meu, judecător și infractor.
Ce nu m-am prezentat într-o zi la muncă și... Ce ai făcut? Dar de ce nu te-ai prezentat la muncă? Cum adică nu te... Bă, stai un pic, cum adică nu te-ai prezentat la muncă? Nu am putut să mă prezint la muncă. Bă, tu și... ce înseamnă asta, bă, băiatule? Dar lasă-mi să vorbească cu pușcărie. Mine un pic acum. Dar nu vreau să intru în pușcărie, domnul. Cum adică judecător? Nu te prezinti la muncă? Ce motiv ai avut? Ce, intri în pușcărie pentru asta? M-am simțit... Intră în pușcărie da, pentru asta? Da, așa pune legea. Zi. Domnul judecător, m-am simțit ce rău. Ce ai făcut, mă? M-am simțit rău, am avut simptome de COVID, am avut temperatură. Păi și ai COVID? Nu, n-am COVID. Dar n-am vrut să risc. Am stat acasă o zi și nu m-am prezentat. Nu am dat declarație, nu m-am prezentat și am înțeles că... Bă, băiatule, tu ești inconștient? Am tu știi că poți să te bagă în pușcărie? Dar nu vreau să intru în pușcărie. Nu să inconștient? Cum adică să nu se prezintă la muncă? Hai să spun ceva. Eram sigur că nu o să respecte înțelegerea. Un om ca el nu poate fi parolist. Da. O iau de nevastă, îi fac un copil, 2, 3, oricât vrea ea, numai să mă ajute. Eu de asta am vrut să vin să vorbesc cu Ioana. Eu am rezervat și locația, pentru că eu, anul viitor, pe vremea asta, vreau să mă însor cu Ioana. Eu o iubesc pe tu Ioana. Tu să se mărite mai Ioana cu unul ca tine. Unul cu cazier pe deasupra. Dar ce cazier? Că mi-am plătit datoria, domnul judecător. Băi, cazierul rămâne, bă. Muncesc. Hai, mă, tată, mai zic, hai să ne ajutăm. Ai sentință, dată, cazierul perfect. Rămâne. Hai, mă, tată, nu și dumneavoastră faceți greșeli, toți faceți greșeli. Hai, mă, 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 ce greșeală am făcut? Trebuie să spun ce am făcut, mă, că nu te-am băgat în pușcărie, mă, aia a fost greșeala mea. De ce să fac pușcărie? Că mi-am plătit datoria. Pentru că asta meritai, să faci pușcărie. Iar Ioana nu-i de tine. De ce să nu fie de mine? Hai să ne calmăm un pic și hai, mă, tată, să-l ajutăm. Cum să-l ajut? Ce să-l mai ajut? O să fie viitorul meu soț. Nu-i de ajuns că l-am ajutat să nu putea să scape de pușcărie? Trebuia să fie viitorul meu soț și acum luni bune de zile. Și acum dar ce bine am avut, domnul judecător? Hai să-l ajutăm, hai să-l intră naibii la închisoare? Eu nu distrug cariera pe domnul judecător, dar m-am îmbolnăvit. Nu distrug cariera. Tu ce se întâmplă dacă se află că l-am ajutat? Dar ce am făcut că mi-am plătit datoria? Hai, mă, tată, să-l ajutăm, te rog. Ioana. N-am ce să-l ajut. Hai, dă-și tu un telefon, fă ceva, te rog. N-am ce să-l ajut, n-am ce să-i fac, îmi pare rău. Hai că, știi prea bine, da, lasă-mă să vorbesc un pic cu tata. Hai că știi prea bine că poți să faci ceva, doar că nu vrei. Hai, dă un telefon. Ioana, hai, înțelege că frumos. Nu pot să-mi pun cariera în joc pentru unul ca el. Hai, mă, tata, o greșeală am făcut și-o, domnul judecător, o greșeală și plătesc pentru ea. Mă duc la muncă, am dat cu tânăcopă, am dat cu sapă, am dat... Uitați! Da. Ioana... Și chiar îmi pare rău pentru tot. Ioana e tânără, e naivă. La 25 de ani n-are experiență de viață. O jonglesc cum vreau eu. Nu o recunosc pe fiime. Eu pe ăștia îi miros de la o poștă, îi simt. Iar ea, parcă i-a luat mințile. Ce întoarceți la mine? N-am putut să mă întorc. N-am putut. Când? N-am putut să mă întorc. De ce n-ai putut să te duci? De ce? Da, sigur, păi sigur. Păi măcar să fi dat cu prezența. Nu dădeai cu lăpata, nu dădeai cu lăpata, dar cu prezența măcar, știi, cu subsemnatul, așa se mai zice. Mi-a fost frică să mă duc așa. Aveți toate dovezile? Ce-a fost frică? Bun. Bun, mâine dimineața vă aștept la... Haide că știu multe despre tine și știu sigur că nu ți-a fost frică. Mă, Ioana, nu puteam să mă ris să mă duc așa. Bine, o să mă uit și pe probe și pe tot ce trebuie, da? Stai seama că n-am făcut-o intenționat. Mulțumesc. Că altfel nu veneam. Eu am intrat în panică. Eu sunt disperată, ăsta e cuvântul. Sunt disperată și nu mai știu ce să mai fac. Intenționat, neintenționat, trebuia să te duci. Ești hai, mă, tati, te rog, ajută-l. Hai, te rog. Îl ajut? Știi cine era la telefon? Nu. Procurorul de caz. Ce s-a întâmplat? Și ce a făcut domnul aici de față? Ce a făcut? Pe cine spui tu să ajut? Pe un mincinos? Pe un hoț? Pe un trădător? Vrei să spun unde a fost domnul Robert în ziua în care spune că a lipsit de la muncă? Unde a fost? Să le spună și nouă, domnul Robert, cine este Monica Iacob? Monica Iacob știe și ea, e directoarea economică de la firma mea. Da. Tu unde a fost domnul Robert în ziua în care a lipsit de la muncă? A fost la munte cu doamna Monica, domnișoara Monica Iacob. Asta m-a sunat procurorul de casă, îmi spune că au fost surprinși la munte. Tu mă înșel pe mine? El a părăsit localitatea. Deși ar trebui să stea în localitate. Tu m-ai luat pe mine proastă de... Tu m-ai luat pe mine de proastă în tot timpul ăsta? Tu vezi cu ce om... Stai, cu ce om... Nu pot să cred. Și cu ce om vrei să te legi? Mă chinuiam să-ți aduc de mâncare, să te scot pe tine de la închisoare ca o proastă mare, ce să nu pot să cred. Ce ai mințit, mă, băiatule? Hă? Când m-a sunat procurorul de caz și mi-a spus unde a fost viitorul meu ginere și mai ales cu cine și mai ales care și probe care să dovedească acest lucru,
mi-am dat seama că nu are niciun viitor cu fiime. Tu m-ai înșelat pe mine? Mă, uită-te la mine că vorbesc cu tine! Tu m-ai înșelat pe mine? Ce nu e adevărat? Nu e adevărat! Ce nu e adevărat? Nu e adevărat! Unde ai fost? Da, Ioana, te-a înșelat! Te-a înșelat și te minte în continuare! Te înșeală! Ce căuta cu ea la munte? Uită-te la mine! Ce ai căutat cu ea la munte? Zi-mi o dată! Te băgam în pușcărie, mă, mai bine! Nu e adevărat! Oricum o să-mi fuz pușcăria, mă, acum! Mă ocup eu de asta! Mâine semnez actele să te bagi în pușcărie! Asta meriți! Ce-ai făcut, mă, la munte cu asta? Nu e adevărat! De cât timp ești cu asta? Dar nu pot să spun adevărul, nu pot! O să merg până în pânzele albe cu minciuna asta! Spune-mă de cât timp mă înșel, spune-o dacă! Hai, mă, fii și tu bărbat o dată și spune adevărul! Ce-ai făcut la munte? Ce-ai făcut la munte? A fost bine? Cum a fost? Zic că ai mințit-o, că ai înșelat-o! Nu e adevărat! Sper din tot sufletul să nu fie adevărat. Hai, mă, fii și tu bărbat odată și spune adevărul. Spune de ce ai înșelat-o, de ce ai mințit-o. Hai, te văd. Că oricum de pușcărie nu scapi. Abia acum, situația lui Robert pare fără scăpare. Lipsit de sprijinul Ioanei, tatăl ei abia aștepta să comute sentința spre un rest de pedeapsă cu executare. Deci singura șansă a lui Robert este să o convingă pe Ioana să se mărite cu el și să-i forțeze astfel mâna judecătorului Romanescu. Dar în toată povestea un rol important îl are Monica, femeia care nu este dispusă să piardă. Să înțeleg că vreți să aflați adevărul, da? Da, eu. Nu de asta ne aflăm aici? Vreau să știu foarte dacă bine. Ești într-o relație și de când. Da, suntem într-o relație de 3 ani de zile. Profesională. Poftim? Profesională sau de 4 ani. Personală? Profesională de 4 ani și personală de 3 ani de zile. Mm-hmm. Ești directoră economică la firmă, atât. Și doar atât. Adică să înțeleg că pe lângă... Și doar atât. Deci... A. Cum se face că un om ca tine, care a fost dispus să facă tot felul de mișmașuri, nu s-a prins că cineva nu te mai are la suflet? Ți-o spun așa, amical, în momentul de față nu te ajută deloc minciuna. Dar ține de tine, dacă ai curajul să spui adevărul. Deci să înțeleg, draga mea, că nu ți-a spus adevărul până nu, la urmă. Nu mi-a spus, nu înțeleg efectiv de ce m-a luat de proastă în tot acest timp. Chiar nu pot să înțeleg câte și te rog frumos să-mi spui tu. Scuză-mă un pic, câte acuzații să mai strâng la dosar, domnule? Că văd că încep să curgă. Domnul Romanescu, dar cum de-ați putut-o crește pe fica dumneavoastră atât de naivă? Cum? Nu știu. Are 20 de ani. Nu știu ce se întâmplă aia, parcă nici nu seamănă, parcă nu. N-am crescut-o așa. Am crezut că îi vine și mintea la cap. Da, domnul aici de față este un manipulator. Fica dumneavoastră a întrebat de ce, da? De ce a făcut asta. Păi cine este tatăl tău, dragă? Un om oarecare? De ce ai făcut asta? Monica e geloasă, da? E geloasă pe tine. Că ce? Ai cerut-o în căsătorie pe Ioan. Mi-a forțat mâna, în sensul că mi-a zis că mă poate ajuta mai mult. Așa. Dacă... Dacă ce? Am să semnez sentința pe care trebuia să-i o dau atunci. Ar trebui să vă fie rușine că vă jucați în felul acesta cu libertatea oamenilor, cu legile, cu dreptatea. Tu știi că eu te iubesc și că te-am iubit mereu și că mereu am visat să... Mă căsătoresc cu tine, să facem 2 copii, să avem de toate, doar că... Hai să vorbim cu tatăl tău. Hai cu mine. Te gândești cum o scoți de data asta? Ia zi, domnule. Care e adevărul? Nu știu ce pot să adaug acum, pentru că nu înțeleg ce face Monica aici în primul rând. Pentru că ea a fost în acești 3 ani directoară economică 4. Și și-a făcut treaba cum și-a făcut-o, pentru că dacă și-o făcea cum trebuia, nu ajungeam în punctul ăsta. E vina ei. Cât tupeu ai și cât de tare poți să minți. Dacă nu eram eu, firma ta se ducea în cap de foarte mult timp și nu mai făceai tu atâția bani încât să plătești amenda penală. Și ție nu ți-a plăcut, nu, chestia asta, să te... Ernest, deja știi că am plătit datoria, deci mi-am plătit datoria, da? Deci nu sunt aici. Ce mă interesează pe mine asta? Pe mine mă interesează că avem 2 versiuni ale acelui așa adevăr, da? Tu spui că ai cu Monica o relație strict profesională și ea spune altceva. Nu pot coexista cele două, nu? Ceva e putred, unul dintre voi minte. Mi-am luat un nou costum de baie. Hai. O simpă, Dana. Păi dacă e așa, ce-ți mai trebuie costum de baie? Dacă tot o face,
O facem fără haine. Deci o facem, da? Fără haine. Bravo! Așa te vreau. Unde să mă pregătesc, hai. Ia spune tu, Robert, cât de profesional suntem noi? Văd că nu are vorbele la el, probabil se gândește la o minciună. Dar mă spune, o să te întreb eu ceva pe tine? Dacă voi sunteți într-o relație, și presupun că tu ai știut de mine. Da, dar am și nu numai de tine. Am știut și de Andreea, și de Laura, și de Monica. Mi-e ferește în viza mea. Nu înțeleg de ce face asta, Monica, nu înțeleg ce vrei să demonstrezi acum. Și tu de ce ai acceptat asta, ca să înțelegi și o treabă. Mă, tu vezi cu ce om ai stat, cu ce om? Monica, încearcă să ne iubești pentru că e geloasă. Lasă-mă un pic să înțeleg, te rog eu frumos, lasă-mă un pic. Ok, o să-ți explic. Ce să înțelegi? Ioana, Monica, încearcă să ne dezbine? Eu văd, vreau să înțeleg, aparte că el m-a luat de proastă. Tu de ce l-ai lăsat să facă? Că acum pentru că eu am intrat în jocul lui și am acceptat... să zic așa, viața asta dublă pe care el a creat-o. Tu vrei să te oprești, Monica? În speranța că te vei maturiza într-o zi și îți vei da seama că vom face o familie împreună. Bă, dacă nu e Ioana, e Andreea. Dacă nu e Andreea, e Miruna. Dacă nu e Miruna, ești mai știu eu ce altă femeie. Mă, nu ți se pare că mă iei drept proastă? Dar de ce te porți, mă, așa? N-am stabilit că avem relație deschisă. Ce o arzi acum? Bă, băiatule, cum să ceri tu pe asta de nevastă? Hai, înțeleg că îți faci mendrele cu unele și cu altele, că ești tu așa mai afemeiat. Da, s-o cer de nevastă, mă? Păi de ce, mă, m-am căsătorit cu ea, dar am cerut-o, adică de când... Bă, nu mă interesează, ai pus problema asta, da? Mie de ce nu mi-ai luat, mă, un inel? Deci recunoști că ești geloasă, pentru că te-ai supărat când am cerut-o în căsătorie pe Ioana și de asta te porți acum cum te porți, de asta inventezi toate aceste probleme. Da, dacă relația voastră este strict profesională, nu înțeleg. Asta mă întreb și eu, Enes, pentru că eu nu i-am dat de înțeles altceva. Știi, asta e problema cu minciuna. E necine. Și are picioare foarte scurte. Monica e geloasă, da? E geloasă pe tine. Că ce? Că ai cerut-o în căsătorie pe Ioana. Da. Și cred că altfel nu mi-explic cum de mergea firma într-o direcție. Am avut încredere în capacitățile ei, că știe să facă acest management al documentelor pe care eu nu recunosc, că nu mă pricep și mi-asum. Și apoi dintr-o dată cum a aflat că am cerut-o... Fica dumneavoastră nu s-a prins. Hai, treacă, meargă. Dar dumneavoastră, domnul Romanescu, deci ați lăsat lucrurile să ajungă atât de departe? Chiar nu, eu nu credeam că o să ajungă atât de departe. Am avut încredere în Ioana, dar uite că m-a dezamăgit. Cererea în căsătorie nu e de ieri de azi, e de... Păi cred că păi mai știu. Bine vă cerea pe dumneavoastră în căsătorie, pentru că relația cu ea s-a bazat pe existența dumneavoastră. De ce ești absurd acum? De ce inventezi mizerile astea? Ăsta e adevărul, cum adică? Așa e, Robert? M-a pus... Trebuie să combinația cu Ioana ta, cu tot și cu tase și cu... Păi ce să am? Tu te auzi cum vorbești, păi și nu era mai bine păi să scap? Lasă-mă, frate, că mă enervezi pe bune. Niciodată nu m-ai ascultat și n-ai făcut cum ți-am zis eu. Când te-ai făcut cum te taie capul, uite unde ai ajuns, sclav pe plantație. Și mai vine și mironosița asta să ne facă zile negre. Da, mă, nu mai suport. Da, mă, am zis că dacă tai că sunt judecător, scăpam de tot, înțelegi? Rămâneam și cu bani și cu aia și cu aia, scăpam de cu toate. Nu stăteam în pușcărie ca pușcăria și ce televizor și ăsta. Eram și eu liber, mergeam în Maldive, mergeam pe acolo, am încercat ceva și a ales... S-a ales praful, zic eu, asta s-a întâmplat. Judecătorul cu tot. Deci n-am fost doar... Iar firma nu s-a dus în cap că nu am fost eu capabilă. Firma s-a dus în cap că tu nu te mai săturai. Asta a fost interesul tău? Asta a fost obiectivul tău? Spune adevărul. Domnul judecător, eu mi-am plătit datoria, da? Deci efectiv mi-am vândut tot și am plătit datoria. Am început să muncesc, am început să mă duc să dau... am dat cu stânăcopul, am dat cu sap, am dat cu barosul. Am început să fac munca de jos. Am văzut că îți place munca. Maxim îți place. Pentru asta trăiești. Te-am mai zis-o. La urmă nu i-ai oferit, ori te-am mai zis-o. E o explicație, da? Spune-i adevărul. De ce, cum, sub Ioana, ce formă, înșelat. Ce context? Cum n-ai înșelat-o? Amăgită. Cum n-ai înșelat-o? Amăgită și mințită. Înșelată am fost eu din toată ecuația. Când m-a sunat procurorul de casă să-mi spună, să-mi arăt să-mi spună ce dovezi are cu tine și cu amanta ta, că ați fost la munte, cum n-ai înșelat-o pe Ioana? E impropriu spus amanta lui, pentru că practic el se afla într-o relație cu Monica de la bun început. Asta știu, poftim? Da. Da. Asta o spune ea, Ernest. Și tu ce păi, spui? Cum poți să minți și în al 12-lea ceas? Spune-mă, băiatule, adevărul. E singura carte pe care o joacă el. Mai spală din păcate. Acum ai ocazia să-ți mai speli din păcate. Tu asta urmări să ajung la pușcărie ca să nu mă căsătoresc cu Ioana. Recunoaște-mă ca lucrul ăsta. Că am vrut asta... să văd și eu cât de puternic este domnul judecător și pentru faptul că ai luat decizia să o ceri pe ea de căsătorie și nu pe mine, da, normal, m-am răzbunat. Ăsta e adevărul. Deci recunoaște că de asta ești aici, recunoaște că de asta mi-ai distrus toată viața, recunoaște că de asta faci toate lucrurile astea.
Da, exact, ăsta este motivul. Da, și vreau să-i dau ceea ce merită. Ce ți-a distrus ție, Monica, viața? Și cum ai distrus tu viața Ioanei și viața Monicăi? Eu am avut încredere în ea că știe să fac, să-și facă treaba. Și știu să mi-o fac foarte bine. Și documentele alea... Și care e problema? N-a contat deloc că femeia asta te-a iubit? N-ai putut să vezi gelozia aia în ochii ei? Suntem de 3 ani de zile împreună. Pe mine de ce nu m-ai întrebat dacă vreau să-mi iau asta? Dar ce e cu tine? Ce-s cu visele astea? N-am păi cum adică, mă, eu lângă tine, eu în firmă, eu semnătură, eu îți fac acte, eu fac toate treburile prin casă? Și tu, Ioana, Andreea, Alina și mai mult decât atât, stai, hai să o luăm pe Ioana de nevastă. Că nu vrei să te măriți, că nu știu ce, acum o arzi că vrei să te măriți și tu, dar o să știu ce-ți dorești tu dacă tu spui că eu nu vreau mărit, și că mie îmi place așa. Detaliază. Păi nu mai abera și mai îmi pune vorbe în gură. Că n-am zis niciodată treaba asta. Ce-ar fi, domnișoară, să ne spuneți adevărul, dacă tot sunteți atât de darnică? Foarte bine. Cum de-a pus iubitul dumneavoastră ochii pe Ioana? Păi în firmă lucrurile începuseră să meargă destul de prost, pentru că bătea la ochi tot ceea ce domnul fura. Am avut un control de la Poliția Economică și am reușit cumva să rezolv treburile, tot spunându-i că e cazul să se liniștească și să fie un pic legal și să se potolească. El nu a ascultat, lucrurile s-au complicat și a cunoscut-o pe domnișoara într-un club, e adevărat, într-o seară, într-o petrecere, la o petrecere v-ați cunoscut. Da. A aflat cine este, cine e tatăl ei și m-a întrebat dacă ar fi o idee bună să o abordeze. Clar că am asta sunt doar supozițiile tale, sunt pur și simplu invențiile tale. Și... am cunoscut într-un club, dar n-am avut discuția asta cu tine niciodată. De unde puteam eu să știu cum v-ați cunoscut voi? În ce conjunctură? Spune-mi adică asta a fost un fel de conjunctură? În timpul ăsta ați acceptat ca ei să se întâlnească și să aibă o relație? Da. Atât de mult l-ați iubit pe omul ăsta? Din păcate, da. Și ce fel de iubire este asta până la urmă? Și ai făcut tot posibilul să-l vezi scăpat, nu? Inclusiv da. Să-l arunci în brațele alteia? Da, stați liniștit că nu, scăpa... nu era, ea nu era singura femeie din viața lui. Au mai fost și altele, dar erau lucruri pasagere, ceva care nu mă speria. Bun, și cum ați ajuns de la punctul acesta, da, în care i-ați acceptat și acest derapaj, acest nou derapaj, din pur interes, la a-l turna? Poftim? Monica, deci tu? Deci tu da, chiar mă vrei în pușcărie? Ți-ai ales niște femei am în viața ta? Am vrut să te sperii așa. Deci tu? Da, deci nu s-a aflat pur și simplu, deci tu pur și simplu ai dat telefon ca să mi se întâmple asta? Păi erai cu ea la starea civilă. Dacă nu se întâmplă asta. Ce stare civilă? Tu unde păi inventezi asta? Păi n-ai cerut că mă de soție, n-ai vrut să te mări, să devii domnul. Da, dar nu s-a ajuns la nicio stare civilă. Păi măi, nu băiatule. Să se ajungă. Doamne. Stai liniștit că nu o să se ajungă. Deci tu m-ai trădat. Dacă stăm puțin să analizăm situația, am fost eu trădată, da? Bă, tu m-ai prostit pe mine în tot timpul ăsta? Ce-am fost eu pentru tine? Ce-am semnificat Ioana, eu pentru tine? Ioana, să vorbim, ai aflat mai devreme cine. Ioana, hai să vorbim. De ploaie. Ioana, ce hai să vorbim. Vorbești? Ai văzut ce s-a întâmplat că ea m-a trădat? Hai să vorbim, ce te rog să frumos. Vorbești, bă, hai să vorbim. Ce vorbi cu mine? Hai să vorbim, te rog. Minunat. Hai să vorbim, te rog frumos. Nu avem ce vorbi. Ioana, ascultă-mă nu și pe mine 2 minute. Nu te ascult. Te rog frumos, 2 minute. Dar lasă-mă să spun și eu ce am de spus și apoi poți să tragi ce concluzii vrei hai tu, da? Zi. Ok, să o luăm pe puncte. Ești atentă, da? Am relație cu Monica de 3 ani, dar e strict profesional. E directoare economică de la firma mea. Lucru pe care îl știai și tu, ok? Uh-huh. Ea se ocupă de acte, de toate hărțogăria, de contabilitate. Bun. Și mai are un job part-time sau cum? Nu. Mă las să vorbesc, te rog frumos? Toată presiunea asta care s-a strâns în perioada asta, toată nebunia asta cu fiscul și cu toată prostia asta și cu munca... Uite-te și tu cum am mâinile, de exemplu, cât am muncit. Ea a dus toată relația asta în alt punct, nu știu cum să spun, mi-a forțat mâna, în sensul că mi-a zis că mă poate ajuta mai mult. Așa. Dacă... dacă ce? Deci am fost la munte, recunosc. Așa. Dar nu am o relație cu ea de 3 ani. Așa. Eu relația am avut-o cu tine și o am în continuare cu tine. Eu de un an, mă simt mai bine. Ioana, eu pe tine te iubesc, te-am cerut de nevastă, deci am făcut gestul ăsta pentru că asta îmi doresc. Deci, până la urmă, tu ai fost cea care i-a întins capcana. Da. Care a dat declarația aia. Da. Uh-huh. Ce sperai să obții cu asta? Să răzbun pe el? Să-l trezesc un pic la realitate, atâta tot. Și l-ai nu știam trezit? Că o să ajungem aici. Sper că l-ai trezit.
Eu am zis foarte bine că el nu trebuia să fie aici. Corect. Să fie unde merită să fie, nu aici. Ceea ce ne aduce la o discuție foarte interesantă vis-a-vis de dumneavoastră și de profesia dumneavoastră. Așa se întâmplă? Da. În instanță? Adică, repet, sunt unele cazuri... Înțeleg pe fica dumneavoastră, deși nu prea e de înțeles, că până la urmă na. Vă luați și dumneavoastră în calcul, că nu sunteți chiar un coate goale. Și există tot felul de oameni care, na, ar putea să profite de asta. Cum de-ați ajuns să faceți acest compromis? Nu? Cum rămâne cu cinstea, cu onestitatea, cu legea? Cum rămâne cu verticalitatea? Cum rămâne, domnule judecător? În meseria noastră sunt unele situații în care trebuie să iei decizii care pot afecta anumite persoane. Și această decizie credeți că a afectat-o pe fiica dumneavoastră în bine sau în rău? E normal nici cum, așa? Nici cum. Să fiți șantajat de propria fiică pentru unul pe care l-ați citit, culmea? E normal așa? Am zis să-i dau o lecție acestui individ. Da. Am greșit. Ți-am spus de ce am făcut-o, pentru că sunt disperat. Pune-te puțin în poziția mea. Și când am venit la tine, nu ți-ai dat seama că greșeai? Nu, nu? Ioana, pune-te în poziția mea. De unde am putut să fiu și alături de tine? Și unde am ajuns acum, fără 300.000 de euro, fără firmă, fără aia, muncind de muncă de pământ, am luat-o și o razna, înțelegi? Am greșit, am clacat. Am clacat ca orice om care clachează și care își dă seama că nu mai poate să iasă de nebunia asta. Și ce vrei să zic acum? Bravo, tati, hai că te iert! Ioana, deci vreau să scap de pușcărie ca să pot să fac familia pe care mi-am dorit-o cu tine. Te-am cerut de nevastă, am rezervat locația, vrei să spun, am rezervat chiar acolo la Săftica unde am fost noi când eram acum astă vară. Ți-a plăcut locația cu piscină, cu tot, deci eu m-am ocupat de toată lucrurile astea. Bă, tu n-auzi, lasă-mă cu vrăjeala asta, că nu mă mai interesează nici locația ta, tu ești cu asta de 3 ani și vorbești mie de nunt acum, cât suntem... te-ai țăcănit? Ioana, suntem de 2 ani împreună și tu crezi o străină care vine și face pe nebuna, deci pe mine asta e absurd. Cum adică, mă, pe nebuna, dar dacă ar veni acum un bărbat la ușa ta și ar face pe nebunul că e cu mine de 3 ani, tu cum vei reacționa? Te-aș asculta, să văd ce ai de spus, asta vreau să-ți cer. Nu știu, eu nu ți-am spus, eu n-am negat că femeia asta nu este în viața mea. O perioadă mai grea. Și cu ce ați ajutat-o pe fiica dumneavoastră? Ce a înțeles ea? Că tati e acolo. Trebuie doar să mă milogesc cum trebuie. Nu mai contează ce a făcut omul ăla, nu mai contează fapta, nu mai contează nimic. Păi e corect așa? Nu e. E bine așa? Nu e corect. Hai, ok, pot înțelege, sunteți om înainte de toate, dacă era vorba de fiica dumneavoastră. Deși nu ajungeați dumneavoastră să judecați cazul, dar mă rog, dacă era vorba despre ea, înțeleg. Faci orice pentru copilul tău. Dar asta faceți dumneavoastră pentru propriul copil? Îi facilitați în continuare accesul la unul care se ocupă cu mințitul, cu delapidatul, cu furatul? Cu evaziunea? Cum va fi Ioana vreodată fericită? Credeți că omul ăsta îi va spune vreodată ceva sincer, ceva adevărat? Nu. Nu se va întoarce tot împotriva dumneavoastră? Și de asta am să fac ceea ce trebuia să fac. Deci nu pot să cred că după 2 ani în care am fost alături de tine și am făcut lucruri pe care ți le-ai dorit... Și am fost alături de tine? Păi și asta își cer în continuare să mă înțelegi. Dar cine te-a scăpat, băi, frățică, de la pârnaie? Cine te-a scăpat? Stai un pic așa. Ioana, știi prea bine că tatăl tău nu mă suportă. Deci tu știi prea bine că tatăl tău nu mă suportă, nu m-a suportat niciodată. Și acum a avaliat. Aveați nevoie de un singur pretext să vină un singur nebun. Putea să vină și un extraterestru să spună o mizerie că aveați nevoie de amândoi de un pretext să scăpați de mine. Bă, tu te auzi ce spui? Tu crezi că eu am nevoie de un pretext? Eu ți-am recunoscut tot ce am făcut. Da, am fost la munte, ok. Ce vrei să spun mai mult de atât? Ioana, eu nu spun că sunt perfect. Sunt un bărbat plin de greșeli și de vicii. Și am greșit. Deci am recunoscut că am greșit. A fost o aventură stupidă. Imaginează-te câtă presiune a fost pe mine. Tatăl tău nu m-a lăsat să te văd pe tine, nu m-a lăsat să interacționez cu tine. Pur și simplu am clacat. Deci nu neg că s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo. Nu ne că am fost la munte, nu-ți neg nimic din lucrurile astea. Deci eu am venit imediat să spun ție, să vorbesc cu tine. Repet, gândește-te la asta. Dacă suna cu 5 minute mai târziu, eu aflai de la mine toată povestea asta. Pentru că am venit să spun adevărul. Da, Ioana, am greșit. Am avut o aventură stupidă. Pentru 5 minute de prostie,
Vrei să crezi că vreau să renunț la tot? Am să semnez sentința pe care trebuia să-i o dau atunci. Ar trebui să vă fie rușine că vă jucați în felul acesta cu libertatea oamenilor, cu legile, cu dreptatea. Cu... Iar omul ăsta, pentru bani, va fi în stare să vândă pe oricine, oricând, oricum. Păi și tu nu erai ca el? Că cine se aseamănă, se adună, da? N-aveai cum să iubești un om și să-i accepti toate derapajele dacă nu gândeai oarecum la fel. Nu pot să cred că erați la antipozi, da? Tu erai într-o chipare a corectitudinii și l-ai întâlnit pe el care era definiția lui mâinea lunecoase. Gândește-te puțin. Mi-a interzis să te văd pe tine. M-a amenințat. M-a pus poliția la mine la ușă. M-a legat de mâini și de picioare. M-a pus efectiv la zid. Tu spui că nu eram la pușcărie, dar libertatea minții mele m-a închis efectiv într-un pătrățel. Nu puteam să mai fac nimic, nu mai puteam să mă petrec timpul cu persoana iubită, nu mai puteam să mă întâlnesc cu tine, nu mai puteam să fac lucrurile pe care mi-i doream să le fac. Și am clacat. Te rog să mă ierți. Atâta vreau. Doar să mă ierți și să mă înțelegi. Vreau să-mi dea o șansă. Nimic mai mult. Pot cel mult, poate să înțeleg, dar nu să te iert. Uite-te în ochii mei. Mai pot să mă uit în ochii tăi când eram afară. Îți cer același lucru. Uite-te în ochii mei și spune-mi atât. Tu mă iubești? Mă mai iubești, măcar un pic? Atât cât să o luăm de la capăt? Tu știi că eu te iubesc și că te-am iubit mereu și că mereu am visat să mă căsătoresc cu tine, să facem doi copii, să... Avem de toate, doar că... Hai să vorbim cu tatăl tău. Hai cu mine. Hai să luăm de la zero. Ernest, inițial m-am lăsat dusă de val, dar după un anumit timp mi-am dorit o familie și am vrut pentru copilul meu să am un exemplu bun. Băi, tată, vreau să vorbim un pic, te rog. Ce s-a mai întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar am avut o discuție și... Și? Iar ți-a sucit mințile sau ce? Nu mi-a sucit mințile, eu îl iubesc, măi, tată, și el mă iubește. Deci ești fenomenal. Nu poți să-l iubești pe omul ăsta. Ai întors-o iarăși, gata, ai prostit-o, cum știi tu. Cu tăgerea corect. Nu mi-a sucit mințile. Ușcăria te mănâncă, băiatul. Ce ți-a zis acolo? Niște minciuni frumoase. Da, uite-te bine la el ce face. Asta face. Omul interesului. Pe cine iubești tu? Ioana, l-ai pus pe tatăl tău într-o situație, cum să spun eu? I-am spus eu rușine și am bătut obrazul. Știi bine că era la munte cu Monica. Știi bine. Nici asta nu contează, nici faptele. Ok, iubirea, te-a lovit iubirea precum trenul. De ce m-ai infundat? De ce te-ai dus tu cu picioarele astea, cu mânuța ta, la poliția economică să mă bași pe mine în mizeria asta? Zi-mi de ce ai făcut asta. Când ai venit tu, sărăcuța de tine, mamă, îndrăgostită maxim, la el la poartă și te-a trimis la plimbare, te-a trimis la tactul. Tot cu ea era. Poftim? Monica, crede-mă că doar pe tine te iubesc. Unde vrei să spun lucrul ăsta ca să înțelegi mai bine? Știi unde să-l spui? Acolo, în fața lui Ioana. Hai, dă-te. Monica, unde pleci? Că nu e casa ta să pleci. Dă-te la o parte. Nu mă dau, vreau să vorbim. De ce ai făcut mizeria asta? Eu cu tine nu mai am ce discuta. Băi, dar ce ai? Ce s-a întâmplat? Dar nu înțeleg de ce te porți așa. Bă, tu până când crezi că eu să-ți înghiție mizeriile și toate tâmpenile și toate aventurile și mai mult decât atât să o iei de nevastă? Ai ales băiatul meu. Întoarce-te la iubita ta Ioana și lasă-mă să plec. Bă, dar mă asculți puțin, te rog frumos. Ești un pic atentă la mine, 2 minute? Știi bine de ce am făcut lucrul ăsta. Ai văzut ce s-a întâmplat cu firma? Ai văzut cum am pierdut 300.000 de euro? Da, am văzut, ai dus-o în cap. Asta e. Eu am dus-o în cap? Da, cine s-a ocupat de acte? Cine s-a ocupat? Cine e directorul economic al firmei? Eu m-am ocupat de acte, da, și... Bun. Și când ți-am zis, băi, nu băga mâna până la cot, nu, tu te-ai dus până la umăr. Deci ce ți-a zis omul acolo? Că tot n-am înțeles. Mai contează? Te-am propodit? Iar ți-a sucit mințile? Nu. Măi, fetiță, tu nu vezi că omul ăsta își bate joc de tine? Te facem toate felurile, nu vezi? Nu mă fac, că nu m-a făcut în niciun fel. Hai, te rog, ajută-mă și nu... Cum poți să-mi cere așa ceva? Tu înțelegi că tatăl tău poate să-și piardă libertatea? Tu înțelegi asta? Ai alege între omul acesta și tatăl tău? Tu noi și-am făcut pentru tine. Mi-am pus pielea în joc pentru tine. Viața, cariera.
Pentru ce? Să scap un individ ca ăla? Uită-te în ochii mei și spune-m atât. De ce m-ai infundat? De ce te-ai dus tu cu picioarele astea, cu mânuța ta, la poliția economică să mă bași pe mine în mizeria asta? Zi-mi de ce ai făcut asta. Măcar atâta lucru să-mi spui. Pentru că dacă vrei să știi de ce, hai că aventurile astea ale tale de o noapte le-am tolerat, nu le-am băgat în seamă. Dar tu ai ajuns să-i zici lui asta să fie nevasta ta, mă? Că ce, că e tăticul în spate? Am vrut să văd și eu cât e de puternic tăticul ăsta, judecătorul ăsta, și ce poate să facă. Și ca atare, uite ce s-a întâmplat. Dar de ce te porți așa, Monica? Mi-ai zis tu vreodată că ți-ar plăcea să fii nevastă? Că îți place ție rolul de soție la catiță, să fii tu casnică? A, nu, dar ție ți era bine. Fraiera stă acasă, îți face actele, îți conduce firma, banii vin și tu te duci și îți faci mendrele cu toate fufele tale, nu? Cât credeai că o să rezist? Și fraiera am fost eu că am acceptat situația asta cu tine așa. Știi bine că era la munte cu Monica. Știi bine. Nici asta nu contează, nici faptele. Ok, iubirea, te-a lovit iubirea, precum trenul. Dar nici faptele nu contează. Omul ăsta te-a mințit în față. Tu vroiai să petrești timp cu el, el era cu Monica. Și te mințea frumos. Te trimitea acasă, la taică-tu. Deschide ochii, fetițo. Asta e lumea, asta e realitatea. Când v-a sunat procurorul de caz, ce v-a zis? Stimabile. Că individul unde e? Că individul este la munte și care și probe. Mhm. Are materiale video, are poze. Era cu Monica. Da. Asta este marea iubire. Ioana, deschide bine ochii. Muncă, unde trebuia să fie. De fapt, nu unde trebuia, că trebuia să fie în altă parte. Eu eram doar pionul tău și fraiera care se ocupă de tot. Monica, ești un pic atentă la mine. Nu mai vreau să fiu atentă la nimic. Bun, atunci uită-te în inima mea, eu știu că doar pe tine te iubesc. Iubirea mea e aici, pentru tine. Păi, poate poți să-i spui Ioane chestia asta și altceva crede. Deci tu nu înțelegi că e pur și simplu o manevră? Bă, câte capete joci, bă, băiatule, nu-ți dai seama, cu mine nu-ți mai merg lucrurile astea, gata, sunt sătulă până peste cap. Bă, dar zici că nu vorbim aceeași limbă, pe cuvântul meu te porți, zici că eu vorbesc chineza și tu tailandeza, pe bune. Înțelege-mă pe cuvântul meu, că eu pe tine te-am iubit tot timpul ăsta și tot ce am încercat să-mi aleg o centură de siguranță. Păi asta am fost eu, centura de siguranță, dar ce asta? Să vezi că m-am deconectat. Nu ai fost asta, Monica, ai fost mai mult decât atât și știi și tu prea bine. Am avut nevoie de o plasă de siguranță, dar tu nu ai fost asta niciodată. Tu te-ai pus vreodată în locul meu? Vreodată eu am venit să-ți povestesc ție de amanți, de nu știu care bărbat cu care ies eu în cluburi și fac și drag? Pentru că am avut încredere în tine ca om. Tu nu ți-ai dat seama, trebuie să-ți spun ca la grădiniță, vreau să fiu nevasta ta. 2. Vreau să stai cu mine și numai cu mine. 3. Vreau să încetez cu fufele tale. Păi, dar obsesie până acum, nu te-a deranjat, te-a deranjat așa mă dintr-o dată, zici că a descoperit adevărul în stele sau care e faza? Știi cum sunt, mă înțelegi? M-ai luat ca atare, m-ai luat cu vicii, ăsta sunt bărbatul ăsta pe care îl știi. Uite că omul se mai poate schimba și omul poate să fie și mai comportat. Dar nu mi-e cerut să mă schimb, Ai simțit nevoia să mă sac. Aoleu, deci nu mai vreau să te ascult, efectiv îmi dai dureri de cap și mi-e scârbă. Ioana, gândește-te bine. Omul ăsta îți servește doar minciuni și atât. Era bine mersi la munte, Monica. Când ai venit tu, sărăcuța de tine, mamă, îndrăgostită maxim, la el la poartă și te-a trimis la plimbare, te-a trimis la tactul. Tot cu ea era. Poftim? Deci vezi ce fel de om e? Vezi ce fel de om e? Cu ea era în clasă? De ce a plecat după ea acum? Pentru ce a mai plecat după ea? Vezi la cine vii tu să... Pentru cine vii tu să-mi ceri ajutorul? Pentru individul ăla? Ioana, uite care e treaba. Alege. Ori eu, ori el. Nu se poate amândoi. Faceți ceea ce trebuie și îndreptați greșeala pe care ați făcut-o, da? Am să fac chestia asta. Chiar mâine. Tristul adevăr este că omul acesta nu te iubește. Doar s-a folosit de tine. Nu pleca. Monica, crede-mă că doar pe tine te iubesc. Unde vrei să spun lucrul ăsta ca să înțelegi mai bine? Știi unde să-l spui? Acolo, în fața lui Ioana. Hai, dă-te. Nu pleci, te rog frumos. Nu poți să pleci așa. Ce mă face să fac o criză mai mare decât am făcut-o până acum? Te rog frumos să te dai din ușă. Bine, du-te, răcorește-te. Unde e Ioana? Poftim? Unde e Ioana? Nu știu.
Întrebarea mea este ce mai cauți tu aici? Păi am venit după ea. Am făcut o alegere. Se pare că și ea. Ce vreau să însemne asta? Eu în locul tău m-aș bucura de noaptea asta. Ce pentru că de mâine se schimbă nițel condițiile de cazare. Dar ce-ți vorbit aici? Doar despre adevăr. Lacrimile lui Robert nu mai pot impresiona pe nimeni. Până la urmă, viitoarea lui vacanță îndelungată după gratii poate fi o șansă de a înțelege că în viață trebuie și să plătești pentru meschinării și mai ales pentru infracțiuni. Pentru Monica nu ne facem griji. Este o femeie care se descurcă în viață. Iar în ce o privește pe Ioana, sperăm că acest șoc pe care l-a trăit să o trezească la realitatea vieții. Ce faci, Bire? Nevastă mea, știi cum e. Posturi, treburi, șmecherii, tot felul. Bă, cu biserica, de ce te liberi? Las că e bine să fie femeia cu frică de Dumnezeu. Vineri mergi și post. Sâmbătă nu că-am dat de pomană pentru bunica. Dacă numai zilele de post vii și-mi zici. Lasă-mă, bă, femeie, să mă simt și eu bărbat, dar ești comică. Da, mă, dar joci în deplasare. Bună, iubire, ce faci? Bună, nu vezi, muncesc. Frumos apartament. E tot timpul trist, tot timpul vine târziu, tot timpul spune că muncește din ce în ce mai mult. Dar nu mai am bani în momentul de față, deci nu pot să... E, nu mai ai bani. Mai ai bani, lasă, că știu că, uite, pentru aia ai bani. Trebuie să existe ceva, lovim unde îl doare mai tare. Nu cred. De ce nu faci ce mi-ai promis? Ce acum e momentul, deci divorțează de ea. Deci am discutat asta atâta timp, deci acum cum e momentul. Cum să divorțez de ea? E familia mea. Mi-ai intrusă, ce te moment? Rog. Mai mamă, sacină, ta ție ți-a luat mințile.